Iată, prima dată văd poliția din Timișoara la treabă. Avertizează sau amendează șoferii care staționează periculos la zebră. Bun. Măcar așa. Măcar din când în când. Și au girofarul pornit, că sunt misiune de serviciu, nu se distrează. Și poliția locală, nici măcar nu-i cea națională, rutieră sau de care o mai fi. Să învețe de la ei cealaltă poliție locală și cea națională, au și cameră de bord. Fain. Bravo. Îmi vine să-i laud. Ha, doar că nu încape. Fiți amabil, e amendat? Se pune pe înștiințări, dacă oamenii ne prezintă la mașină, le solicităm să se pună în mișcare, dacă... Am înțeles, deci pe moșul celălalt doar l-ați avertizat și a plecat. L-am avertizat, bineînțeles. Am înțeles. Fai. E autotizat, avem indicatorul pe ei. A, și s-au plâns locatari. Plinic, de fapt, este zona. Da, că e plin orașul de astfel de parcări, pentru că nu prea ai unde să lași mașina. Noi nu suntem hați. Dacă vine omul și la mașină, se pare normal să punem în vedere să pună în mișcare, nu? Să respecte, da. Ar fi normal. Bine, mulțumesc. Dar cât ar fi amenda pentru așa încălcare? Păi pentru staționare vine 580 de lei. Am înțeles. Mulțumesc. Mulțumesc. Da-di-da-da-da-di-da-di-da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